Salutare, dragi prieteni, sunteți pe canalul Darius Productions și azi vom face un vlog la țări, episodul 3, sezonul 1. Adică sezonul 1, episodul 3. Să dați like, share și subscribe, să strângi acest video cât mai multe like-uri. Să începem. Deci acum, acest episod se va numi, cred că voi știți, hai că vă zic și eu, se numește... M-am mutat la țară, deci chiar m-am mutat. Și uitați ce am găsit aici. Aici este fasolia vecinei mele. Are deja 1,60 m. Da, acum sper să mă vedeți ca lumea, dar uitați-vă ce bine. Uitați-vă. Vine o furtună foarte mare, deci... uitați. Ați auzit? Cred că auziți, dar începe să sufle vântul, uitați-vă la pomul acela și la restul, da? Și începe și să tune și să fulgere, da? Că pe mâine anunț la furtun și cred că v-am zancat. Și uitați-vă, vine și de aici. Și de aici. Bun, și acum uitați-vă mărul nostru. De peste o lună, da, peste o lună. Scuzați că nu m-ați văzut foarte bine. Acesta este. Peste o lună e deja 5 cm. 5 cm. Da, vorbesc în moldovenesc. Da. Sper să mă vedeți bine, dar dacă nu mă vedeți, nu-mi dați dislike. Dar, hai, ce vânt e deja, s-a pornit un vânt. Da. Așa să vă arăt smeura mea, mi s-au prins 10 din 21, dacă vreți să știți. Dacă, da. Uitați. Asta, acesta, e tot smeur, chiar. Acesta, uitați-vă. Acesta mic, care a crescut din ăsta, că s-a uscat, da? Acesta care a ieșit din ăsta că tot s-a uscat, da? Și acesta a ieșit din ăsta că tot s-a uscat. A tot Disney-ul, uitați-vă, ăsta! Chiar și ăsta e Disney-ul, uitați-vă. Și ăsta e Disney-ul, chiar. Da, și... Mama, cât a crescut? Unul și încă unul, deci doi. Ce tare! Am crezut că la sare, dar n-are. Nici asta nu s-a prins. Și acest meu a dat gemen, deci uitați-vă, tot din acesta uscat a ieșit. Din asta uscat. Oh my god, de sună. Aici sunt foarte multe fulgere în acest nor. Din acesta se mai formează unul. Din asta vine furtuna aia. Cred că începe să sufle vântul, dar nu contează. Aici ce s-a făcut gemen, uitați-vă. Acesta e zmeurul. Acesta și încă unul, acesta. Hai, uite, ăsta e. Asta și ăsta, da, doi gemeni. Acesta este tot meu, dar n-a dat gemeni, nu? Uitați-vă, ăsta este, că eu crescut din ăsta uscatul, da. Iar de aceea îl țin din ăsta să nu mă înțep, da. Totdeauna țin așa. Uitați, ăsta este... Cum se numește? Ciotul. Asta este ciotul care... Asta este pomul altoit și din ăsta altoit, dacă s-a uscat și a ieșit un puiete din el, din acest altoit. Că s-a uscat, da. Și acesta a dat... Uitați, este foarte mic și de aici o frunză nouă. Acesta, uitați, are o frunză, frunza asta e ca frunza de arțar. Ca frunza de arțar, da. Sau ca la frunza de arțar. Ca frunza de arțar, da. Și oameni buni, eu nu știu ce floare asta, dar zic că e omag. Dar nu știu dacă e omag. Flori de câmp. Flori de câmp, da. Flori de câmp. Și uitați-vă, asta nu mai dat, dar acesta este un brăduț care, din păcate, s-a uscat. Auziți? Da, e sunetul uscăciunii. Și acum, haideți să vă arăt ce găsit. A nimic. Acum o să arăt grădina mea.
Uitați-vă, aici sunt niște... Aici este toată recolta de cartofi. Și uite, ăștia... Bunii, vină un pic. Vină puțin, că nu știu aici. Aici asta este o floare albă. Uitați. Uitați, asta e o floare albă. Să-ți focusez. Focus. Așa. Și aici este o floare roz. Asta roz. Uitați-vă ce frumoasă este. Ce floare asta roz? Floare de cartofi. Roșii. Floriți, da, asta e cartof roșu și asta e cartof alb. Da. A, cum am înțeles. Uitați, asta este țelina noastră peste o lună, chiar două. Uite, ăsta e morcovul care l-a plantat Darius. Eu l-am pus acum vreo 2-3 săptămâni. A plăcut foarte mult și asta e cel mai mare. Eu l-am pus și da, uitați, foarte mare deja. Bunicii, uite, așa e frunză nouă. Bunicii au vrut să facă, nu știu ce, să-i arunce, dar eu i-am salvat. Uitați, aici au mai crescut unitodia mea, dar azi vă arăt țelina peste o lună. Chiar două. O lună. Și jumate, cred că. Uitați, are deja în jur de 80 de centimetri. Uitați, este foarte mare. Chiar un metru are deja. Da? Uitați, este foarte mare. Și uitați, aici avem o roșie, nu știu cine a pus-o, dar cred că a crescut. Aici a crescut, bun. Și aici este, eu am plantat aici un mărar, hai să vi-l arăt. Aici este țelină, nu e țelină. Pătrunjel. Da, pătrunjel, nu? Asta e pătrunjel, are tot 40 de zile. Și asta, uitați-vă, asta este mărarul. Uitați-vă, hai să vă arăt floare. Acesta este mărarul. Asta are nu știu câte luni. Aici, ăsta l-am pus acum 2 săptămâni. Așa, era răsad. Ăsta este busuioc. Uitați, este busuioc și... Aici nu mai... Aici, ăsta e un busuioc aici, între... Pătrunjel. Uitați-vă ce mare e salata deja. Uitați-vă, salata e gigantă și deja spanacul nu mai e bun de mâncat. Care florile și ca, acum e ca o buruiană. Dacă are semințe și le plantă și ale cresc. Uitați, unele, dacă mai este una fără flori. E, nu este. Uite aici am pus eu mărarul. Și aici am pus acum două săptămâni. Castravete, da. Castravete. Aici avem tot felină. Adică da, la o lună jumate. Uitați-vă, astea sunt toate. Uitați-vă, sunt toate. Și acum, aici este cimbru. Foarte mult cimbru avem. Și asta este cel mai slab. Asta nu ăsta-i. Și asta, uitați-vă, este slab, dar nu-i nimic. Aici avem roșiile. Care vă să vă arăt. Am o surpriză care mi-a făcut roșiile. Da, uitați-vă, roșiile s-au făcut flori deja. Uite și, uitați-vă, ultimul moment. Asta este ultima, ultima floare de pe această roșie, da. Uitați-vă, este foarte... Și acum o să vă mai arăt ceva, dar uitați un pic să vă arăt. Uitați-vă, floarea este foarte faină. Și acum haideți să vă arăt. Uitați-vă ce-a făcut deja. Uitați-vă un pic. Acum vedeți, uitați-vă. A să vă arăt câte roșii sunt aici, că uitați, unele s-au făcut un pic. Uitați-le astea. Le să fac cumva, nu le rup, să scăre. Bun, n-am putut focusa, dar am trecut la următoare. Uitați-vă, este mai mare și frumos. Și acum să vă arăt la altă roșie, uitați-vă, asta este, cred că o să plouă, uitați, asta e și mai sunt foarte multe, dar nu vi le pot arăta pe toate, da, și acum de aici sunt căpșunelele, uitați-vă, dar anul ăsta au dat, dar nu le văd, nu le prea văd, dar... Ne putem filma foarte mult că vine ploaia.
Uitați-vă aici, este cel mai mare, are vreo un metru. Da, un metru. Aici avem fasole. Uitați-vă, asta este fasole. Asta, uitați-vă ce mare frunză are asta. Aproape cât mai mare ca palma mea este. Foarte mare. Uitați-vă să vă arăt. Aici, nu știu ce... Asta e un dovlecel, uitați-vă. Este dovlecel, are... Câte luni are? Două luni. Uitați-vă, asta e un dovleac. A, uitați-vă ce mare. Aici avem, aici, aici și aici. Asta e dovleac. Asta e cel mai mare. E cel mai mare. Și uitați-vă, aici avem fasole și una are o frunză. Uite, uite. E mai mare ca palma mea. Uite, și o bucățică din frunză are cât palma mea. Asta eu am pus-o acum. Că să zic, acum tot, acum 2-3 săptămâni. Roșii. Alea roșii le-am. Și eu să vă arăt cea mai mare roșie. Oh my gosh, astea-s mari. Nu. Uite, așa, așa facem. Ai. Uai, de viața mea, uitați-i cea mai mare. Asta e foarte mare, uitați-vă. E cât mărul meu care vi l-am arătat. Da, și mai sunt foarte multe. E foarte mare. Uite, aici mai este... Ah, am călcat din greșeală pe un ardei, dar nu contează. Nu se prea vede, da, uite. Uite, focus. Nu se vede, dar e foarte... Sunt foarte mari deja roșiile. Aici ne cresc. Uite, bostanul ăla imens. Și aici avem un cartof. Și uitați-vă, astea sunt recoltele. Foarte multe și uitați-vă aici, încă un... Da. Uitați-vă aici, a cineva are câine, deci nu băgați. Să, aici, are un câine, uitați, aici este usturoi, da? Asta este usturoi și aici este ceapă. O, usturoiul ăsta deja de floare, uitați-vă. Și o să vă arăt la ceapă, o ceapă o dat. Cea mai mare floare care am văzut-o eu vreodată și nu știu, putem să intrăm, da. Așa, intrăm, este foarte multă ceapă și intrăm. Uite, aici e un pui, aici e un cartof și aici. Aici, uitați-vă, uitați-vă, are un metru și 20. Acolo face sămânță. Aici dă semințe, sâmbure. Uitați-vă, nu mai e bună această ceapă, uitați-vă. Uitați-vă ce mare este floarea. A, e grasă, rău. E grasă, rău floarea asta. Da, lasă că merge până în capăt. Până în capăt. Ne mai ducem. Aici e mult mai rar. Aici avem castraveții. Uitați-vă, cât palma mea e deja o frunză. Eu am crezut că nu se vor face așa. Uitați-vă, mari și mulți. Uitați-vă ce mare morcovi acesta, uitați-vă. Uitați-vă. E foarte mare. Uitați-vă, este extrem de mare. Și uitați-vă, aici avem foarte mult mărar. Eu le-am pus, mai știu data, 31 august. Uitați, încercăm să scoatem unul. Bun, am văzut unul mai mare, nu la pe ăsta micu. Nu, că îi rărește bunii. Ai, rărești? Mi dai pe așa mie, ca să-i mai plante. Mi mai dădea. Dar am văzut unul care are deja, cred că are. Uitați-vă, mai arăt unul mare, uitați-vă. Are frunze foarte frumoase. Și asta e mare. Și mare și frumos. Și asta, și uitați-vă, aici avem foarte mult mărar. Uitați-vă ce frunză frumoasă are. Și asta e foarte frumoasă. Asta a făcut acum. Ia ca asta. Și asta, și uitați-vă, sunt foarte mari. Încercăm să scoatem unul senda care e. De ăsta morcov. Bunică, mama e. Da. Hai să-ți arăt că am văzut unul care cred că are morcov. Dar nu putem scoate acum. Încă nu se poate, da? Nu. O să facem și episodul 4. Vom face sâmbătă. Adică, nu, va fi o nouă rubrică. Și o să vă zic, un loc la pădure, deci ne vom duce la pădure
Să culegem ciuperci, da. Da, și dacă nu mai postez un vlog la pădure, înseamnă că nu mai sunt ciuperci, da. Uitați fasolea noastră ce mare este. Uitați, are 1,35 m. Da? Uitați-vă, mai e furtuna. Da, și aici este senin. Pa niciun or. Pe acolo unul ca iese, parcă iese din deal. Uite, uitați-vă, e foarte mare. Și uite, asta e cel mai mare. Uitați-vă, înălțimea este, e mai mare ca mine și uitați-vă astea. Flori, să știam. Cred că, uitați-vă florile. A dat deja flori. Nu, frunze. Am crezut că sunt lor, dar uitați-vă, au mai dat și pe aici, pe aici, pe acolo, frunze. Și uitați, mai avem aici foarte mult. Uitați-vă, foarte mult și gata grădit. Deci o să arată un peisaj foarte frumos. Uitați-vă. Este cel mai mare. Uite, am mai făcut unul, deci... Uitați-vă, ăsta a dat deja flori. Uitați-vă florile. Astea chiar sunt flori. De flore, da. Uitați-vă, face boboci aici. Și uitați-vă, unul e agățat. Uitați-vă, sunt foarte buni și mari. Mari florile deja. Uite, ia, florește fasolica, uite. Uite asta, uite bunicii, asta au făcut două lanuri, două vrejuri. Și uitați-vă, astea sunt florile, uitați-vă, sunt foarte frumoase. Uitați-vă, sunt foarte multe. Foarte legume. Multe și mărunte. Uitați-vă, cele mai multe flori sunt aici. Asta e altă fasole, scuzați. Aici, aici. Wow, uite-ți-a! Wow, uitați-vă ce frumoase sunt! Dați aici! Wow! E super! Wow, uite asta deja e mai mare! E foarte mare! Bun! Uite, deja trebuie să le agațe! Wow! Uitați-vă, mai sunt foarte multe! De... Tare! Gata grădina. Mai este aici doar niște cartofi. Uitați-vă. Uite, roz cu alb. Foarte frumii. Bun și... Uitați-vă, mama, aici e un sfin, foarte sfin. Și uitați-vă cât cartofi avem. Uitați-vă. Ăștia toți aici sunt cartofi. Avem foarte, foarte mult și o să facem cea mai frumoasă culoare de la cartofi. Hai să mergem, să stăm acolo cu bunica Rozale, că uite, oamenii ăștia vin la fâi. Hai. Uitați-vă aici. Uitați-vă și cam atât cu acest video, sunt dași la revedere.